FC Farul începe duminică o nouă serie infernală în care va fi nevoită să dispute câte un meci la un interval de 3 zile. Iar primul adversar este unul dificil, în ciuda perioadei nefaste pe care o traversează. Marinarii vor întâlni pe Rapid București în deplasare, într-unul dintre derbiurile de tradiție ale Ligii a doua de fotbal. Înaintea acestei confruntări, Farul se află pe locul 8 al clasamentului cu 17 puncte, în timp ce Ferroviarii, din cauza celor 3 înfrângeri consecutive suferite, au picat până pe poziția 14-a. Acest lucru nu îl liniștește însă pe Iani Zicu, antrenorul formației constanțene fiind conștient de forța giuleștenilor. Este un meci important pentru noi, avem nevoie de cele 3 puncte pentru a rămâne în partea superioară a clasamentului. Ei nu trec printr-o perioadă bună, dar acest lucru cu siguranță îi va motiva, fiind ultima lor șansă pentru a încerca să se bată la play-off. Dacă nu vor câștiga, cu siguranță atunci cred că sunt excluși din șansele pentru promovare. Eu cred că trebuie să fim concentrați de primul minut, pentru că întâlnim un adversar rănit care își va da viața pe teren, ținând cont că toată lumea a criticat, au presiune din toate părțile, iar în momentul acesta și ei probabil vor reacționa, dar cu toate că vor să câștige această partidă, noi suntem pregătiți mental și fizic ca să facem față, să reușim să obținem victoria. În startul acestei ediții de campionat, Marinarii s-au specializat în meciurile disputate în deplasare, din care au obținut numai puțin de 12 puncte din 15 posibile, rezultat ce îi plasează în fruntea clasamentului la acest capitol. Rapid București, FC Farul Constanța, contând pentru etapa a 12-a Ligii a doua de fotbal, se dispută duminică după amiaza, cu începere de la ora 14:30.